Vă spun din nou pacea Domnului Iisus și bine ați venit în această ocazie de seară, la început de sabat, la închinare. Fie ca bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute pe fiecare dintre noi, ca în timpul acesta pe care l-am pus deoparte să medităm la picioarele Domnului Hristos stând înaintea cuvântul vieții, să fie o binecuvântare pentru fiecare dintre noi. Vreau să vă spun că în timp ce priveam la această lume ce se întoarce care și de unde, am făcut o călătorie pe jos înspre biserică în seara aceasta și mă uitam cât de ocupați sunt oamenii. Aleargă, unii vin spre casă, alții pleacă de acasă. Totuși, lăudăm pe Dumnezeu că în aceste vremuri, pline de îngrijorare, de trudă și de multe probleme în lumea noastră, putem să punem timp deoparte și să învățăm împreună la picioarele Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu să ne ajute ca timpul pe care îl vom petrece în locul acesta să se dovedească o binecuvântare pentru fiecare dintre noi. Amin? Fraților, în sabatul acesta, cu ajutorul bunului Dumnezeu, probabil vom începe un studiu pe care nu îl voi putea încheia în acest sabat, dar cu ajutorul bunului Dumnezeu, în alte ocazii în care voi fi alături de dumneavoastră, voi încerca să mai aprofundăm și să continuăm tema aceasta pe care o vom începe în această seară cu ajutorul lui Dumnezeu. Și aș vrea să învățăm împreună despre un subiect ce cuprinde mai multe capitole din Sfânta Scriptură, am putea spune mai multe cărți chiar, și aș vrea să începem să studiem și să aprofundăm despre călătoria poporului Israel din Egipt spre Canaan. Și vom vedea ce înseamnă pentru noi această călătorie și care sunt aplicațiile pe care noi trebuie să le facem ca popor al lui Dumnezeu într-un timp ca acesta. Mai întâi de toate aș vrea să dăm citire câtorva pasaje din Biblie, nu vom predica în seara aceasta, vom învăța. Aș vrea să dăm citire câtorva pasaje din Biblie care să ne aducă aminte de ce este important să privim cu atenție, să studiem istoria copilului Israel și în mod special de la momentul ieșirii lor din țara Egiptului până în clipa în care ei au ajuns în Canaan. Și aș vrea să citim din cartea Romani, capitolul 15. Haideți să deschidem Biblia, Romani, capitolul 15, și vrem să citim împreună de la versetul numărul 4. Romani, capitolul 15, și vrem să citim împreună de la versetul numărul 4. Priviți ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scripturile să avem nădejde. Ce aș vrea să subliniem în pasajul acesta pe care tocmai l-am citit, ni se spune foarte clar tot ce a fost scris mai dinainte și acum când Apostolul Pavel face referire la Scripturi, el într-un mod special vorbește despre scrierile Vechiului Testament. Pentru că la momentul acesta când el scrie Noul Testament nu era întocmit așa cum îl știm noi astăzi. Și de aceea când Sfânta Scriptură spune tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scripturile să avem nădejde. Deci tot ceea ce găsim scris în Vechiul Testament a fost scris pentru învățătura cui? Pentru învățătura noastră. De fapt, Biblia ne spune foarte clar, când citim Sfintele Scripturi și într-un mod deosebit în această seară facem referire la scrierile Vechiului Testament, există o categorie de creștini astăzi care au ajuns să susțină că Vechiul Testament nu mai este important.
Vechiul Testament nu ar trebui să mai fie studiat, pentru că noi suntem creștini nou-testamentali. Dragii mei, dați-mi voie să vă spun, Vechiul Testament cuprinde profeții cu privire la viața și lucrarea Domnului Iisus Hristos, iar în Noul Testament găsim împlinirea acestor profeții în Evangheliile pe care le citim. Dar toată viața Domnului Hristos, lucrarea pe care El a venit să o facă pentru mântuirea omului, toate aceste detalii au fost prezentate în scrierile Vechiului Testament. Și de aceea, pentru acei oameni, acei creștini care susțin că nu avem nevoie de Vechiul Testament, noi avem nevoie doar din Noul Testament, noi suntem creștini nou-testamentali, lucrul acesta este primejdios și nu este adevărat. Haideți să dăm citire la câteva versete. Mergem în cartea Ioan la capitolul 5, citim versetul 39. Ioan capitolul 5 și vrem să citim de la versetul 39. Ioan 5 de la versetul 39, ascultați ce spune Dumnezeu aici. Domnul Hristos vorbea oamenilor din vremea Lui. Cercetați Scripturile, atenție, pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Și când Domnul Hristos din nou făcea referire la aceste Scripturi care mărturiseau despre El, El făcea referire într-un mod special la scrierile Vechiului Testament. Haideți să deschidem Biblia în Luca. Luca 24 și vrem să citim de la versetul numărul 27. Luca 24 de la versetul 27. Priviți ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Luca 24 de la versetul 27, Domnul Hristos are un studiu biblic cu ucenicii Săi. Și citim astfel. Și a început de la Moise și de la toți prorocii și l-a tâlcuit în toate Scripturile ce era cu privire la El. Vreau să vă pun o întrebare. Când Biblia spune că Iisus a început de la Moise, când vorbim despre scrierile lui Moise, care sunt cărțile pe care le-a scris Moise? Geneza, Exodul, Leviticul, Numeri și Deuteronom. Și se pare că și cartea Iov ar fi fost scrisă tot de Moise. Acum, Domnul Hristos a început de la Moise, de la aceste prime 5 cărți ale Bibliei și spune Sfânta Scriptură, le-a tâlcuit, le-a explicat ce era scris în aceste cărți ale Bibliei cu privire la El. Priviți ce spune Biblia de la versetul 44. Apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când eram încă cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine, unde? În legea lui Moise, primele 5 cărți ale Bibliei, în proroci și în psalmi. Versetul 45, atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți. Deci, cu alte cuvinte, viața, moartea, învierea Domnului Iisus Hristos, toate aceste lucruri au fost profetizate cu deamănuntul în scrierile Vechiului Testament. E clar lucrul acesta pentru fiecare dintre noi. Dar cineva va spune, nu putem să fim mântuiți și să descoperim Evanghelia care ne cheamă la mântuire studiind doar Vechiul Testament. Noi avem nevoie ca să fim mântuiți, să primim vestea cea bună care se găsește în Noul Testament. Pentru că dacă studiem doar Vechiul Testament, noi nu putem să fim mântuiți astfel. Biblia nu ne vorbește despre așa ceva. Hai să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în cartea 2 Timotei la capitolul 3. 2 Timotei, capitolul 3. Cine a scris 1 și 2 Timotei? Apostolul Pavel, da? Haideți să citim 2 Timotei, capitolul 3 și vrem să citim împreună de la versetul numărul 15. Pavel îi scrie lui Timotei cu privire la Sfintele Scripturi. Ascultați cu atenție. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturii
Și din nou Apostolul Pavel, când vorbește despre Sfintele Scripturi, el face referire la ce? Noul Testament sau Vechiul Testament? Vechiul Testament. Atenție! Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, atenție, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Întotdeauna oamenii au fost mântuiți prin credință. Iar Vechiul Testament face și el la fel, declară acest lucru, că toți oamenii sunt mântuiți prin credința în Hristos Iisus. Vechiul Testament conține profeții cu privire la lucrarea de mântuire a lui Hristos. În Noul Testament vedem împlinirea acestora. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Și de aceea, dragii mei, este foarte important să știți că atunci când citim scrierile Vechiului Testament, să fim cu luarea minte la ceea ce noi citim, pentru că ceea ce citim în Vechiul Testament nu are aplicație doar cu privire la ce s-a întâmplat atunci. Ni se spune clar că prorocii din vechime nu au scris atât de mult numai pentru ei, ci în mod special pentru copiii lui Dumnezeu din viitor și în mod special pentru noi cei care trăim în zilele din urmă. Ascultați, 2 Petru, hai să deschidem Biblia în 1 Petru, îmi cer iertare. 1 Petru la capitolul 1 și vrem să citim de la versetul numărul 10. În seara aceasta trebuie să punem o temelie puternică pentru studiile noastre ce vor urma în sabatul acesta și mai departe cu ajutorul Bunului Dumnezeu. Ia ascultați ce spune Biblia de la versetul 10. Prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. Versetul 11. Ei, prorocii, cercetau să vadă ce vreme și în ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava care aveau să fie urmate. Versetul 12. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, atenție, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri, pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească. Aș vrea să subliniem această idee din versetul 12. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci și pentru voi spuneau ei aceste lucruri. Cu alte cuvinte, încercările, ispitele, problemele, păcatele pe care le vedem în mijlocul poporului Dumnezeu, partea aceasta negativă a istoriei cu poporul lui Dumnezeu, noi trebuie să fim foarte atenți când noi citim și medităm asupra cuvântului Dumnezeu, pentru că acele avertizări din partea lui Dumnezeu răsună și pentru poporul lui Dumnezeu de astăzi. Biruințele pe care le-au avut ei, modul în care au primit favoarea lui Dumnezeu, la fel trebuie să privim cu mare atenție. De ce? Pentru că aceleași lucruri Dumnezeu le așteaptă și de la noi. Ascultarea. Acum, spuneam că începând din seara aceasta cu ajutorul lui Dumnezeu, vrem să începem să studiem această călătorie a poporului Dumnezeu din Egipt în Canaan. Și într-un mod special, Apostolul Pavel și-a luat timp și a scris într-un capitol din Sfânta Scriptură cât de important este pentru creștini, pentru copiii lui Dumnezeu din zilele din urmă, să studieze pas cu pas istoria copilului Israel de la momentul ieșirii lor din Egipt, trecerea Mării Roșii, până la în clipa în care ei au ajuns în Canaanul fizic la momentul acela. Mergem în 1 Corinteni la capitolul 10. 1 Corinteni la capitolul numărul 10. Hai să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. 1 Corinteni, capitolul 10, și vrem să citim de la versetul numărul 1. 1 Corinteni, capitolul 10, de la versetul numărul 1. Priviți ce spune Dumnezeu aici. Fraților, nu vreau să nu știți.
Cu alte cuvinte, Apostolul Pavel spune: vreau să știți, este important ca voi să știți, că părinții noștri toți au fost sub nori și toți au trecut prin mare. Despre cine se vorbește? Aceia care au trecut prin mare. Cu poporul lui Israel. Toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Și toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească. Toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Totuși cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie. Acum priviți ce spune Biblia în versetul 6. Și aceste lucruri, este vorba de istoria copilului lui Israel, călătoria lor prin pustie spre Canaan, și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucrurile cum au poftit ei. Să nu fiți închinători la idol ca unii din ei, după cum este scris: poporul așezut să mănânce și să bea și să scula să joace. Să nu curvim cum au făcut unii din ei, așa că într-o singură zi au căzut 23.000. Să nu ispitim pe Domnul cum l-au ispitit unii din ei, care au pierit prin șerpi. Să nu cârtiți cum au cârtit unii din ei, care au fost nimiciți de nimicitorul. Dați-mi voie să mă opresc. Ați văzut dumneavoastră de câte ori se repetă în pasajul acesta: să nu faceți cum au făcut ei? Ați văzut? Să nu cârtiți cum au cârtit ei, să nu poftiți cum au poftit ei, să nu vă închinați la idol cum s-au închinat ei, să nu repetați istoria lor, să nu repetați păcatele pe care ei le-au făcut. Și acum priviți ce spune Biblia, versetul 11. Aceste lucruri, istoria copilului Israel, li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră. Pentru cine au fost scrise? Pentru învățătura noastră. Și acum ascultați într-un mod special pentru cine? Peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Ori Apostolul Pavel, când a scris aceste cuvinte, generația din timpul acela, ei nu trăiau în vremea sfârșitului. Ei trăiau viața de credință ca și cum Hristos ar fi venit imediat. Dar ei nu trăiau în zilele din urmă, în vremea sfârșitului. Și de aceea, acum când vom medita la această călătorie, când studiem experiența copilului Israel de la momentul ieșirii lor din Egipt și călătoria lor până în Canaan, ni se spune în mod foarte clar că cei care trăiesc în zilele din urmă ar trebui să studieze cu mare atenție această istorie. Ca nu cumva să facem rău ceea ce ei au făcut. Pentru că experiența lor trebuie să o copiem acolo unde Dumnezeu a lăudat, unde Dumnezeu a probat comportamentul lor. Acum, copiii lui Israel au ieșit din Egiptul fizic și au plecat spre Canaanul fizic, spre țara promisă. Acum, când noi vom medita la această călătorie și vom studia, noi trebuie să înțelegem pentru noi astăzi ce reprezintă Egiptul din care Dumnezeu vrea să scoată pe poporul său de astăzi. Ce reprezintă Egiptul pe care Dumnezeu vrea să-l scoată și din viața noastră și din inima noastră pentru noi astăzi. Ce reprezintă Egiptul? E bine, Biblia ne spune foarte clar că Egiptul reprezintă țara sau casa robiei. Una dintre cele 10 porunci prezintă țara Egiptului ca fiind casa robiei. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din țara Egiptului, din casa robiei. Acum vreau să vă pun o întrebare. Aceste 10 porunci sunt valabile și astăzi și pentru noi. Așa este? Vreau să vă pun o întrebare. Dumneavoastră ați fost rob fizic în țara Egiptului? Nu. Unii dintre noi n-am vizitat niciodată Egiptul. De fapt, majoritatea lumii acesteia probabil n-a văzut niciodată Egiptul. Dar una dintre porunci ne spune că Dumnezeu este acela care ne-a eliberat din robia Egiptului. Egiptul este prezentat ca fiind casa robiei. Iar în Scriptură, Egiptul este un simbol al
păcatului. Ce am spus că reprezintă Egiptul? Este un simbol al păcatului, al nelegiuirii, al lumescului și Dumnezeu vrea să ne scoată, la fel cum a scos pe poporul său fizic, din Egiptul fizic, Dumnezeu vrea să ne scoată din Egiptul spiritual, adică din păcat, din nelegiuire. Haideți să dovedim lucrul acesta cu Biblia. Mergem în Ioan la capitolul numărul 8 și vrem să vedem că robia aceasta, țara robiei, Egiptul, este un simbol al robiei păcatului. Ioan capitolul 8 și vrem să citim împreună de la versetul numărul 30. Ioan capitolul 8 de la versetul 30. Priviți ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în El. Și a zis iudeilor care veniseră, care crezuseră în El, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face cum? Slobozi. Cum mai putem spune la slobozi? Liberi. Versetul numărul 33. Ei au răspuns. Noi suntem sămânța lui Avram. Și n-am fost niciodată robi nimănui. Cum zici tu veți fi slobozi? Cum adică tu ne faci pe noi robi? Noi suntem liberi. Noi nu avem lanțuri. Noi nu suntem în temniță. Noi suntem liberi. Iisus le spune, nu sunteți liberi. De ce? Pentru că există o robie în care voi sunteți prinși. Și această robie este robia păcatului. Priviți ce spune Biblia, versetul 34. Adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Iisus. Că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din țara Egiptului, din casa robiei, robia păcatului. Mergem în Romani la capitolul 6. Romani capitolul 6. Frații mei, vreau să vă spun, înaintea noastră stau lecții foarte importante meditând la această istorie a copiilor lui Israel, călătoria lor din Egipt spre Canaan. Și este foarte, foarte important ca în această seară să așezăm o temelie pentru studiile pe care le vom avea mai departe. Romani capitolul 6 și vrem să citim versetul numărul 16. Robia păcatului. Priviți ce spune Biblia aici. Nu știți că dacă vă dați robii cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați? Fie că este vorba de păcat care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare care duce la neprihănire. Observați, suntem robii a ceva. Ori suntem robii păcatului și robia aceasta ne duce la moarte, ori suntem robi ai neprihănirii, spune cuvântul Dumnezeu. Noi suntem robi. Dar cum devenim robi? În 2 Petru, la capitolul 2, vrem să dovedim cu Scriptura, Egiptul este un simbol al robiei păcatului. 2 Petru, capitolul 2, și vrem să citim împreună de la versetul numărul 19. 2 Petru, capitolul 2, de la versetul numărul 19. Priviți ce spune Biblia aici. Le făgăduiesc slobozenia în timp ce ei înșiși sunt robei stricăciunii. Căci fiecare este robul lucrului de care este biruit. Țara Egiptului este țara robiei, robia păcatului din care Dumnezeu vrea să elibereze pe fiecare om. Și vă spuneam încă de la bun început și vrem să arătăm clar cu Sfânta Scriptură. Egiptul în Biblie este un simbol al păcatului, al fără de legii, din care Dumnezeu vrea să scoată pe toți copiii săi credincioși. Mergem în cartea Evrei la capitolul 11. Întrebare la dumneavoastră. Cum numim noi capitolul acesta din Evrei, capitolul 11? Eroii credinței. Evrei capitolul 11. Pagina 1184 a Bibliei și vrem să citim de aici de la versetul Haideți să citim de la versetul numărul 24. Țara Egiptului, casa robiei. Casa robiei, robia păcatului. Priviți ce spune Biblia de la versetul 24. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon.
ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale Egiptului. Așa spune Biblia. Plăcerile de o clipă ale păcatului. Atenție, versetul 26. El socotea ocara lui Hristos ca o bogăție mai mare decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Vreau să vedeți în aceste versete pe care le-am citit, și într-un mod special versetul 25, spune că Moise n-a vrut să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Și el a spus nu Egiptului. Egiptul este un simbol al robiei păcatului. Cartea Apocalipsei, capitolul 11, ultimul nostru martor în privința acestui punct foarte important. Rețineți, istoria copiilor lui Israel, de la momentul scoaterii lor din Egipt spre Canaanul fizic, este o paralelă a experienței noastre personale și a poporului Dumnezeu ca biserică, în dorința lui Dumnezeu de a ne scoate din Egiptul păcatului și a ne duce de data aceasta în țara făgăduinței, în țara promisă, în Canaanul ceresc. Priviți ce spune Biblia, cartea Apocalipsei. Apocalipsa, capitolul numărul 11, și vrem să citim împreună de la versetul numărul... Haideți să citim de la versetul numărul 7. Când își vor isprăvi mărturisirea lor, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei, îi va birui și îi va omorâ. Și trupurile lor moarte vor zăcea în piața cetății celei mari, care în înțeles duhovnicesc sau spiritual se cheamă Sodoma și Egipt, unde a fost răstignit și Domnul lor. Vreau să vă pun o întrebare. Domnul Iisus a fost răstignit în Egipt? Sau în Sodoma fizică? Nu. Acum, datorită cărui lucru Iisus a ajuns în cele din urmă pe cruce? Care a fost, într-un cuvânt, motivul pentru care Iisus a fost pus pe cruce? Datorită păcatului. Egiptul este un simbol al păcatului. Robia păcatului. Da? Acum, Dumnezeu a scos pe poporul său afară din Egipt și îl ducea spre Canaanul fizic. Spre Canaanul fizic. Acum, ce să reprezinte Canaanul acesta fizic pentru noi astăzi? Canaanul fizic este un simbol al cetății sfinte, noul Ierusalim. Vreau să vă pun o întrebare. Cum se numește personajul acela din Biblie căruia Dumnezeu i-a promis Canaanul, țara promisă mai întâi și mai întâi de toate în Biblie? Cum se numește personajul din Biblie căruia Dumnezeu i-a promis că îi va da lui și seminției sale țara promisă, țara făgăduită? Cum se numește? Părintele tuturor credincioșilor este numit în Biblie. Prietenul lui Dumnezeu. Avram. Ia uitați-vă, în Cartea Evrei, la capitolul 11, citim despre această țară a făgăduinței, țara promisă, Canaanul fizic, care este un simbol al Canaanului ceresc, noul Ierusalim. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Evrei, capitolul 11, și vrem să citim de la versetul numărul 8. Prin credință Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care l-avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință a venit el și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui, și a locuit în corturi care ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitor cu el al aceleiași făgăduințe. Versetul 10. Iar acea țară fizică a făgăduinței în care a intrat Avram era un simbol a ceva. Versetul 10. Căci el aștepta cetatea care are temelii tari, al cărei meșteri și ziditori este însuși cine? Dumnezeu. Versetul numărul 16. Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o
o cetate. Și cum se numește acea cetate pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru toți copiii săi credincioși din toate veacurile, în care toți mântuiții vor locui în cele din urmă? Noul Ierusalim. Dar ca să putem ajunge în cetatea sfântă, Noul Ierusalim, Dumnezeu trebuie să ne scoată mai întâi de toate de unde? Din Egipt. Dumnezeu trebuie să ne scoată din Egipt, dragii mei, și vreau să vă mai spun un lucru. Dumnezeu trebuie să scoată și Egiptul din noi. Pentru că vom vedea în experiența copiilor lui Israel, din nefericire cu picioarele lor, ei erau afară din Egipt, dar Egiptul în continuare era prezent mereu și mereu în mintea și în gândurile lor. Acum o întrebare pentru dumneavoastră. Cât timp a durat până când în cele din urmă copiii lui Dumnezeu au ajuns în țara promisă, în Canaanul fizic, Canaanul pământesc? Cât timp a durat călătoria lor? 40 de ani. Iar în acești 40 de ani, vreau să vă pun o întrebare, a intenționat Dumnezeu să-i plimbe atât de mult prin Egipt timp de 40 de ani? A intenționat Dumnezeu lucrul acesta? A fost dorința lui Dumnezeu ca ei să întârzi atât de mult, 40 de ani, ca apoi să ajungă în țara promisă? A dorit Dumnezeu aceasta? Nu. Ia uitați-vă în cartea Deuteronom. Dacă deschidem cuvântul lui Dumnezeu, în Deuteronom, aș vrea să ne uităm aici în capitolul numărul 1. Deuteronom, capitolul numărul 1. Și am vrea să citim de aici, de la versetul numărul 1 până la versetul numărul, vom citi și versetul numărul 2. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Iată cuvintele pe care le-a spus Moise întregului Israel dincoace de Iordan în pustie, într-o câmpie față în față cu Suf între Paran, Tofel, Laban, Hațerot și Di Zahab. De la Horeb până la Kadesh Barnea, pe drumul care duce la muntele Seir, este o depărtare de 11 zile. Uitați-vă dumneavoastră, o să ne întâlnim cu aceste locații în călătoria copilului Israel și dacă mă ajută Dumnezeu în ocazia următoare în care am să vin la dumneavoastră, am să vă aduc și o hartă fizică, să vedeți toate opririle copilului Israel în această călătorie. Ideea este călătoria aceasta din Egipt spre Canaan nu trebuia să dureze mult timp. Era vorba de zile și poporul lui Dumnezeu ar fi putut ajunge în țara promisă. Dar ei n-au ajuns. Știți de ce n-au ajuns? Datorită neascultării, datorită murmurării, datorită împotrivirii față de lucrarea lui Dumnezeu și față de slujitorul lui Dumnezeu Moise. Și ca urmare ni se spune un lucru foarte important, vom descoperi. Prima generație care a ieșit afară din țara Egiptului, ni se spune că din acea generație au intrat în țara promisă doar câte persoane? Cine știe? Două persoane. Iosua și Caleb. Iosua și Caleb au fost cei care au intrat din acea generație în țara promisă. Nici Moise n-a intrat în țara promisă. Dumnezeu i-a oferit posibilitatea să vadă țara, dar de intrat n-a intrat în ea. Dragii mei, însă cea de-a doua generație în cele din urmă, așa cum a spus dumneavoastră, după 40 de ani de rătăcire în pustie, nu pentru că Dumnezeu dorea să-i rătăcească, în cele din urmă au ajuns în țara promisă. Acum, vreau să vă întreb pe dumneavoastră, oare de ce poporul lui Dumnezeu de astăzi n-a ajuns încă în Canaanul Ceresc? Oare de ce poporul lui Dumnezeu de astăzi n-a ajuns în Canaanul Ceresc? De ce nu suntem deocamdată în țara promisă, în Canaanul lui Dumnezeu? De ce nu suntem în locul acela unde să mâncăm din roadele bune ale țării, să mâncăm din pomul vieții, să stăm la picioarele Domnului Iisus, să vedem mulțimea celor mântuiți? De ce în continuare rătăcim și rătăcim în pustiul lumii acesteia? Vinovat nu este Dumnezeu. Vinovat sunt eu,
Vinovat s-ar putea să fii tu, vinovat suntem noi. De ce? Pentru că nu suntem de acord cu planul lui Dumnezeu pentru viața noastră. Și aș vrea să dau citire unui ultim verset în această seară care ne va călăuzi. Veți descoperi în această călătorie pe care copiii lui Dumnezeu au făcut-o, copiii lui Israel întotdeauna îl învinovățeau pe Moise, ca fiind el călăuzitorul și cel care îi ghida pe copiii lui Israel în drumul acesta, în călătoria pe care o aveau de făcut din Egipt spre Canaan. Și tot timpul îi reproșeau lui Moise că tu ne-ai adus în locul acesta, într-un loc special ca să murim. Tu ai un plan ascuns pe care noi nu-l știm, dar tu dorești răul copilului Dumnezeu. Însă ei nu știau și nu vedeau, vom descoperi nou, că cei care îl conducea, cel care îl conducea pe popor în această călătorie era însuși Dumnezeu. Și Dumnezeu avea un plan. Și știți care era planul lui Dumnezeu în această călătorie? Hai să deschidem Biblia. În cartea Deuteronom, la capitolul numărul 8, este pasajul pe care îl vom citi în această seară și de mâine vom relua studiul nostru. Deuteronom, capitolul numărul 8, și am vrea să citim împreună de la versetul numărul 2 și versetul numărul... Hai să citim versetul 2 și versetul numărul 3. Adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit cine? Domnul Dumnezeul tău. În timpul acestor 40 de ani în pustie, ca să te smerească și să te încerce, ca să-ți cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile lui. Astfel te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame și te-a hrănit cu mană pe care nici tu nu o cunoșteai, nici părinții tăi nu o cunoscuseră, ca să te învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului, trăiește omul. Dragii mei, ni se spune un lucru foarte important în pasajul acesta. În orice locație vom vedea mâine, pe acolo pe unde Dumnezeu îi conducea în mod providențial, în toate ocaziile acelea unde părea că este lipsă și poporul este adus în strâmtorare, Dumnezeu în mod expres îi conducea pe acolo. Pentru că Dumnezeu vrea să le arate ceva foarte important. Și spune Biblia, Dumnezeu te-a condus ca să-ți cunoască pornirile inimii tale. Întrebare, nu știa Dumnezeu ce zace în inima lor? Cine nu știa? Ei nu știau. Ei nu știau ce este în inima lor. Și ca urmare, pentru că nu știau ce este în inima lor, frații mei, Dumnezeu a trebuit să-i aducă niște situații în care ei au putut să vadă cu ochii lor cine sunt ei de fapt. Ce și-a de în inima lor. Și vom descoperi că n-au înțeles odată. N-au înțeles când a venit testul a doua oară. N-au înțeles de câte ori Dumnezeu a îngăduit să vină în viața lor, în experiența lor, aceeași încercare. Și ei vedeau întotdeauna problema la alții, dar nu vedeau problema la ei. Ei nu vedeau problema care se găsea în propria lor inimă. Domnul să ne ajute și pe noi în seara aceasta să realizăm că în această călătorie a vieții pe unde ne trece Dumnezeu, tot ceea ce noi întâlnim în fiecare zi, toate experiențele pe care le avem pozitive și negative din viața noastră, sunt îngăduite de Dumnezeu cu un singur scop. Să ne arate cum suntem noi de fapt. Și atunci când vom vedea cum suntem noi de fapt, să cerem ajutorul lui Dumnezeu, să strigăm după ajutor și Dumnezeu ca un tată bun va veni în ajutorul fiecăruia dintre noi. Domnul să ne ajute să fim cu luarea minte la aceste lecții pe care le vom studia împreună din cuvântul lui Dumnezeu și mai important, să nu repetăm istoria negativă a copilului Israel. Din nefericire, nu că e o avertizare să nu o repetăm, din nefericire o repetăm. Bine ar fi să ne oprim din a mai face ceea ce nu-i place lui Dumnezeu. Amin? Amin.